Benzina și motorina s-au scumpit la pompă cu aproape 15% față de începutul anului. Din 2017, prețurile ar trebui să fie mai mici, după eliminarea supraaccizei de 7 eurocenți la carburanți și reducerea TVA de la 20% la 19%. Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat astăzi că eliminarea supraaccizei pe benzină și a taxei pe stâlp vor fi aplicate doar dacă noul guvern va avea o garanție că măsurile se vor reflecta și în prețuri. Mai mari și decât începutul anului și decât jumătatea anului, cu o creștere de aproape între 10 și 15%. Scumpirile au fost resimțite cel mai bine de conducătorii auto care își alimentează zi de zi autoturismele. Carburantul s-a scumpit foarte mult. Dacă acum o lună jumătate luam carburantul cu motorină extra, cumpăr eu, cu 5 lei și aproximativ câțiva bănișori. Acum, chiar ieri, l-am cumpărat cu 5 lei și 57 de bani, de la aceeași companie. Deci s-a scumpit foarte mult comparativ cu cu salariile, cu pensiile și cu puterea noastră de cumpărare. Un pic amari. Cât de mari? Cât au crescut față de începutul anului? 5 bani. 50 bani. Prețuri de vest, de Europa de vest, nu? Și veniturile de românică. La minimul istoric al prețului la petrol, preț de românică. Știu că e funcție de dolar și de cotația petrolului pe plan internațional, dar trebuie avut în vedere și accizele de la noi să fie reglate în așa fel încât să putem beneficia de acel mijloc de o necesitate mașina. Sunt ieftini carburanții din România? Nu sunt ieftini. La nivelul nostru de trai nu sunt ieftini. Asta e situația. România este o țară cu un nivel ridicat al taxelor în comparație cu restul țării din Uniunea Europeană. 60% din prețul unui litru de carburant înseamnă în prezent taxe. În ciuda reducerii TVA de la 24% la 20%, accizele s-au majorat. Au apărut taxa pe stâlp și supraacciza de 7 eurocenți, introdusă de la 1 aprilie 2014. Nu e firesc că o țară cu o economie așa de mică și cu un venit pe cap de locuitor, cu salarii atât de mici, să aibă prețul mai mare decât Olanda, decât Franța, decât alte țări care, unde salariile sunt de 10 ori mai mari. Începând cu 1 ianuarie, TVA ar urma să scadă de la 20% la 19%, iar supraacciza de 7 eurocenți pe litrul de carburant să fie eliminată, așa cum prevede codul fiscal. Guvernul va analiza cu foarte multă seriozitate și responsabilitate următorul aspect. Prețul petrolului se află la un nivel minim istoric mondial. Cum naiba se întâmplă în România că la noi avem cel mai mare preț din Uniunea Europeană la pompă? Prețurile până în primăvară, după datele care le avem și informațiile care vor trebui să scadă, au crescut acum și probabil că vor mai crește o perioadă, iar după aceea va trebui să intrăm într-un ritm normal. Noi am spus în campanie, nu suntem împotriva reducerii acestei accize, dar trebuie o discuție serioasă cu aceste companii prin care să se demonstreze, unul, că acuzațiile de cartel sunt nefondate în ceea ce privește stabilirea prețului și, doi, garanția că prețul la pompă, adică pe care îl plătește românul, urmărește fluctuațiile prețului la nivel mondial. Reducerea TVA de la 20% la 19% va rămâne în vigoare, iar eliminarea supraaccizei și a taxei pe stâlp vor intra în discuție după numirea guvernului. Însă toate măsurile vor intra în vigoare la 1 ianuarie, conform codului fiscal. În România, în medie, prețul unui litru de benzină din cel mai ieftin sortiment este de 5 lei și 9 bani, adică echivalentul a 1 euro și 12 cenți. În cazul motorinei, prețul mediu al celui mai ieftin sortiment este de 4,99 de lei, adică 1 euro și 10 cenți. În ședința executivului de joi s-a decis prin hotărâre de guvern ca sprijinul acordat în acest an agricultorilor pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură să fie mai mare. Fondurile pentru aceste scheme de ajutor au fost majorate cu peste 118 milioane lei. Sprijinul se acordă agricultorilor sub formă de rambursare prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare.